Ați dat enter la Spacebar, unde săptămânal servim shoturi de jocuri la rece pentru toți butonatorii în țevraj. Cazul să mai schimbăm spotul pe motiv de tricouri noi și kilograme în plus, dar mesajul rămâne același, cu mulțamurile de rigoare și cozorocul coborât în fața pariorilor profesioniști de la Superbet. Că fără ei am fi filmat Spacebar la lumina lumânării cu o perie de budă pe post de microfon. Deci, dacă vreți să susțineți emisiunea, merită să poposiți cu o geană în ograda lui Superbet. Cea mai baftană platformă în care poți pune cash pe orice meci de e-sports și chiar dacă asta face cea mai sacadată șuțuială de middle lane să pară de 1000 de ori mai exciting când ai și tu o miză pe acolo, odată ce ai câștigat un singur ron o să dai limbii la monitor oricând mai beșește Timo ciupercă în junglă. Și dacă cumva ți-ai băgat hardul în Blender după ce ai pierdut ronul ăla, aplicația Superbet te lasă să recuperezi de pe orice tabletă sau smartphone, te simplifică la modul cel mai miez procesul de pus cash pe pac-pacuri de counter și forjată cum trebuie pentru toți fanii e-sports în pană de tastaturi. Deci mulțam încă o dată Superbet și mulțam tuturor susținătorilor Spacebar ce susține misiunea susținând sponsorul ce susține, you know what I mean. Primul titlu pe care o să-l defrișăm cu dioptriile, bracunăm cu bormașina. Ok, scuzați poanta de garcia cu sindromul Down, dar trebuia să fac și o tranziție la al 11.000 la Survivor Sandbox. Că, na, în ultima vreme, toate studiourile multiversului știu numai să xeroxeze Minecraft din lipsă de scenariști ce n-au rămas repetenți în grupa mică după o dependență de aracet și un sevraj de poliadez. But, și avem un but mai mare ca bucile lui Bahmuțianu de ajunul Crăciunului, survival game-ul ăsta nu mă chiar face să joc Chardash pe monitor în timp ce dau cu șmierile pe retină. Asta din cauza că e un sequel la The Forest. Singurul titlu de genul ăsta pe care l-am putut butona mai mult de 5 minute înainte să adorm cu Buda în brațe. Nu de alta, dar e printre puținele ce au încercat măcar să vină cu o poveste mai complexă ca Bambi meets gonorea bubonică din Myth of Empires sau împerecherea lui Fram cu peria de Budă din Icarus. Poveste pretty nice prin elementele horror, monstralăi într-adevăr mai freaky ca Freddy Krueger la Pride Parade și environment-ul conturat magnific prin grafica ce bate la nuci toate micțiunile medievale cu care am înfundat bideul în ultimele episoade. Deci, na, cazul să mai spăl voma vărsată pe genul survival și să văd dacă Sons of the Forest se ridică la awesomeness-ul primei părți. Clar, cadrul în care Bear Grylls-ul boschetar folosește falusul lui Treebeard ca să tragă în țapul testoasă ninja roasă de reumatism, garantează că Sons of the Forest nu o să fie cel mai light-hearted titlu din ograda survival games-urilor. Dar cum Kermit-ul catatonic n-are cuteness-ul pufoșeniei cu priviri de Pikachu din The Pale Beyond, cred că nu o să mă mustre prea tare conștiința dacă mănânc fudulii de Frogger în primele secunde de joc, în special când arată atât de briciag. Da, studioul End Night Games pare să pluseze perfect la poligoanele primei părți. Să presare mult mai multe particle effects-uri, shading, ambient occlusion și alte goodies ce fac Sons of the Forest demn de adjectivul next gen. Adică nic de fain lucește prezervativul folosit de Megatron după un one night stand cu R2-D2, cât de realist flutură în briză, ca să nu mai zic de mormolocul eviscerat la care toți veganii o să-și facă sepucul cu cocianul de conopidă. Din ce am ginit, designerii clar știu că fotorealismul nu-i ceva ce vezi pe History Channel după supradoză de mona nefiltrată. Auzi, bă, Myth of Empires, și că o să depună mult mai mult atenție la detaliu, atmosferă și immersion ca în Forest Part 1. Ok, în caz că n-ai jucat prima parte, aia nu-i Iliana Cosânziana după un honeymoon prin Pripyat cu molidul mutant din Fallout New Vegas. Just think about it, ok? Nope, nepoata nudistă a lui Goro promite că monstralăii magnifici din prima parte rămân în capul de afiș. Adică, na, oricât i-aș lăuda grafica sau setting-ul, clar Forest n-ar fi Forest fără smigălii pe steroizi de Wolverine ce m-o terorizat de la start menu până la generic. Nici dacă aș face sexy time cu un triplu ștecher mers burli mai mulți floci ca atunci când un lețău de ăla iradiat răsărea din umbre când exploram peșterile jocului. Și oricâte sarmise getuzem construiam din floci de maokai, în fiecare noapte cochetam am cu infarctul atunci când auzeam cântecul de împerechere al hidraliștilor de stepă alpină. Și nu puneam furtunul de aghiazmă pe monitor, numai din cauza designului terifiant, dar și AI-ul monstralăilor ar face-o pe Alexa să pară dildăul lui Olivia Steer. Fantastic felul în care reacționau la fiecare decizie a jucătorului. Cum deveneau mai agresivi dacă stăteai prea mult ascuns în bază, se ascundeau prin ferici dacă intrai cu barda în ei, sau îți pupau fucking moaștele dacă le câștigai respectul, aka dacă jucai full psycho și îți marcai teritoriul cu cranii de canibal trase în țeapă. Da, dincolo de grafică și poveste, inteligența artificială și aspect
bufetul Umpa Lumpa și lor cu rabie mi-o gravat pe veci jocul cerebel. Deci dacă sequel-ul păstrează măcar o cifră din IQ-ul antagoniștilor, clar o să se ridice câțiva ani lumină peste toate survival games-urile scoase de la primul Forest încoace. Oh, da, craniul ăla de trăistariu la proțap garantează că AI-ul antagoniștilor nu pierde un singur neuron pe parte de reaction și interaction. Se panichează cum trebuie când îi înveți arta decapitării, te atacă turbați dacă ești prea mimoză pudică, de-abia aștept să interacționezi iar cu așa monstralei magnifici, în special când o pot face alături de alt țepeș în devenire. Sfântă balegă de Blair Witch, cadru cu 69-ul cropișnițelor de Tatooine, face toate fanteziile lui Guillermo del Toro să fară o trilogie Lolec și Bolec. Dar nu mai laud aspectul xenomorfilor pleșuvi, ca să mai păstrez laude în stoc și pentru multiplayer-ul mirobolant. Dar cam prima parte, și aici putem face genocid printre iobagii lui Norman Bates alături de alți playeri. Încă un aspect ce-a făcut prima parte, pe cât de tensionantă, pe atât de fan, atunci când îți vedeai tovară și codau pe Leroy Jenkins prin hoarda de Uruk Hai Epilați. Ok, it's on! It's on! He's trying to take his friend! How dare you come into my home with no clothes on! Acum, na, probabil Sons of the Forest o să rămână în alfa mai multă vreme, deci pot scuza unele hibe grafice, ținând cont de faptul că studioul End Night o să continue cu upgrade-urile multă vreme după ce apare jocul. Așa au făcut și cu Part 1, motiv pentru care The Forest încă rămâne cel mai bun survival game pe care m-a smuțit vreodată mouse-ul. Dar tot m-a surprins la modul cel mai awesome cât de polished pare de acum sequel-ul. Cât detaliu și efort au intrat pe parte vizuală. Ca să nu mai zic de AI-ul fantabulos, design-ul beton armat cu adamantiu, ce alte blablauri. Trailerul ăsta a împrăștiat în nici 2 minute toate muscle de pe genul survival. Deci, chiar dacă credeam că o să-mi crească floci pe limbă dacă zic următoarea frază, de-abia aștept să defrișez pe linii pixelați și să braconez baribal canibal când apare Sons of the Forest în mai 2022. Următorul titlu e... Ok, nu dau spoilere, că la cât e de vete fake, mai bine lasă să se prezinte singur. Clyde, scientifically classified as a Helix pomatia, is a snail. With the ability to... Ability to... Ok, vă las pe voi să ghiciți, dar mai mult ca sigur nu o să se întreacă cu Speedy Gonzales la joc de gleznă. Adică un fucking melc, că nu puteau găsi protagonist mai boring nici dacă îmbrăca o piatră pons în bikini bio al lui Aloy. Și nu vă întrebați ce e cu primul cadru, că ăsta nu e un hentai interactiv pentru zoofilii cu scolioză și narcolepsie cronică. Nu, ăla e epic fail-ul studioului Weird Beluga de a perfuza umor într-un joc la fel de funny ca o extracție de nerv cu un polonic ruginit. Clyde the snail is an intelligent creature that can fire weapons. Așa, și? Este vreo continuare la frază, vreun punchline? Sau se dezumflă poanta mai iute ca păpușa gonflabilă lui Sonic Ariciu? Ăla e skill-ul lețeului principal, că știe folosi arme, adică ce știe face orice fucking protagonist de la Contra încoace? Oh, dar ce ultimată are? Sare pe ciuperci vrăjite ca să evite beșinile lui Bowser? Ok, ce slobos de cașalote cu jocul balenilor ciudate? Presimt prin stilul trailerului că se vrea funny, dar nu pricep prin ce beci de groapa marianilor și-o ascund studioul ăsta umorul. S-o gândit că ajunge să pună un melc în rol principal ca să o dea toți respiratorii pe gură în Rofl de Mao? O uita de Earthworm Jim, alt side-scroller cu o nevertebrată în rol principal, din care Clyde the Snail ciordește pe față toate elementele, minus umorul, butonările briciag și grafica ce n-arată literally ca o orgie de limax într-un butoi de novocaină. This particular being has been exiled for its problematic behavior. Cine e ăla? Louis C.K.-ul nevertebratelor? O apărut și printre Limac și mișcarea Mitu? Sau a fost exilat că arată ca ceva scremut de Donkey Kong la pântecăraie? Ce e cu aspectul ăla colțuros? Când vine să-mi pun leucoplast pe pleoapă după ce am văzut cum se rupe melcul în unghiuri ce-ar bisecționa bodyguard-ul lui Iron Man? Ca să nu mai zic de gameplay-ul atât de haotic, că și să pun freeze frame m-ar păli Parkinson-ul înainte să pricep ce morții lui Mojo Jojo se pățește pe acolo. De obicei, laud efectele de lumină, da? Holy water fucking shit. Aia nu înseamnă că jocul trebuie să bage atâtea blitzuri și flash-uri că face bamboo să pară coșciugul lui Morticia Adams. Nici nu-mi dau seama pe unde e protagonistul prin toată poșteala aia de stroboscoape. Și aia cred că e bine după ce văd cum se mișcă camera, de parcă l-a filmat Charlie Sheen la Mahmureal în timp ce dansa la bară pe pluta lui Jack Sparrow.
Use powered shells against threats. Și să mă facă să-mi ejectez mămăliga pe tastatură, mai iute ca un maraton, two girls, one, cap pe gogonele murate în scutecul lui Michael Moore. Găurii mi-aș sacul de vomă. Nu credeam vreodată că un joc îmi poate da rău de mișcare, dar Clid the Snail mă face să-mi înghit pălăria înainte să o borăsc înapoi. Nu se poate decide camera în ce poziție vrea să rămâne ca să nu mă tot întreb ce babuin alcoolic o filmat misiunea asta de mamut. Ba o dă pe side-scrolling, ba merge pe izometrii de GTA 2, dar cel mai des dansează No Man's Land-ul dintre astea două ca să vină cu cea mai haotică perspectivă ginită în orice joc. Will this fascinating individual survive his dangerous adventure? No, he won't, că pun raidul pe el în secunda în care iese din cochilie. Serios, man, ce-i cu izometriile filmate din unghi obtuz? Aș mai zice că asta e cea mai genibilă perspectivă pe care am pus vreodată pleoapa dacă s-ar opri camera măcar o secundă din break dance ca să nu borăsc și laptele pe care le-am subt înainte de revoluție. Dacă aș înțelege ceva sub toate neoanele ce i-ar da lui DJ Tiesto daltonism pe viață, n-aș ierta vertijul ăsta virtual nici dacă ar veni cu umor de Comedy Central. Dar cum stilul, personajul și gameplay-ul îți ciordite la modul cel mai cheap din Earthworm Jim, singura chestie bună la Clid the Snail e că funcționează perfect ca purgativ dacă vrei să slăbești 50 de kg într-un minut jumate. Și ca să ajungi la silueta de stick figure în greva foamei, îți prezint următorul titlu ca să afli ce ai mâncat înainte să iasă primul episod tânăr și neliniștit. Îi vorba de Nerf Legends. Și numai titlul prevede de acum penibilitățile viitoare. Că nerfuiește toate elementele mișto dintr-un shooter ca să promoveze niște jucării atât de penibile, că și Chuck i-ar suge țava de pârlitor înainte să tragă cu carpațurile alea plasticate. Da, îi vorba de Nerf Guns, AVP-urile transexuale și tracu tampoane, digălurile roz bombon cu care n-aș putea păli nici casa poporului de la un centi distanță, puștile cu picățele ce fac o țavă de cornete să pară BFG-ul lui BJ Blazkowicz. Oh, oare cum funcționează într-un joc calașurile pentru pocăiți pacifici ce se învinețesc și când îi bate vântul? Exact pe cât de diarei vă așteptați. Sfinte... Ok, nici nu știu ce căcat iubitor de rude să mai zic, că toate fecalele mi-au fugit din budă înainte să trag apa după jocul ăsta. Cu ce fucking absorbante folosite trage agheul ăla made in fabrica falimentară de Pampers al lui Willy Wonka. Jur, de când am pus mâna preșcolară pe joystick-ul de Super Nintendo n-am văzut așa gunplay infect. Niciun fel de muzzle flash, zero sound effects. Aia dacă pui strănutul de guguștuc cu COVID la sound effect. Și aspectul ce normal că trebuie să meargă pe cromatica de drapel LGBT STFU ca să atenteze la alocația pubertarilor dependenți de Fortnite. Dar nici măcar nu-i multi, numai ceva single player tomberonist cu blendere, bipede și toastere turbate pe post de antagoniști. Deci dacă vă întrebați și cum ar merge niște electrocasnice încărcate la cartof în rol de villains, well, you guessed it! Na, dar ce-o pățit aragazul ăla pe sare de baie, o levitat până în anusul omului invizibil? Cum căca dispare așa pe neveu? Nici măcar o fucking explozie 8 bits de Space Invaders nu s-o obosit să-i pună. Că nu pricep cum se evaporă frigiderul plutitor mai instant ca NES-ul, de parcă nu mai poate aștepta un frame înainte să scape din jocul ăsta. Ce cârtițe lobotomizate cu bormașina au format studioul FunLabs Ro... Wait, what? FunLabs România? Niște dislexici de acasă au lucrat la sodomia asta orbitală. Ceva mioritici miopi ori am dat reboot-ul ăsta ce dă reflux gastric la Recycle Bin. Fuck my life. Primul joc românesc pe care îl bag în spacebar și normal că trebuie să fie o balegă atât de râncedă că face X-Defiance-ul Ubisoft să pară Doom Eternal. Noroc că nu-i 1 decembrie, că atunci clar nu puteam ieși din casă fără să iau headshot cu minge de oină. Da, na, cu riscul de a criza conaționali, nu pot ierta jocul numai că îi copt în cuptor autohton. În special când costă 50 de fucking euroi, preț AAA pentru un joc sub indie pe care n-aș pune mouse-ul nici să mă plătească pe mine rozătoarele celor îndat. Da, nu de mult a apărut, dar destul cât să strângă mai multe thumbs down-uri ca tot rosterul Digital Homicide. Deci nu știu dacă mai e cazul să arăt din trailer, că oricât ar fi editările de alerte și soundtrack-ul de testosteronic, tot nu ascund danful de hoit dospit al jocului. Your journey is merely beginning. You thought it would be easy. Dude, singura chestie easy la jocul ăsta e apăsatul pe shift delete. Ce să zic? Trist că prima producție românească pusă în spacebar îi aici numai ca să vedeți pe ce să nu dați cașul. Da, la așa grafică de Fortnite-ul săracului. Sound effects-uri scoase dintr-un bar de lăutar pentru surdomuți. Și cel mai oribil gunplay ginit de mine în orice shooter, nu pricep cine s-a gândit să-i pună price tag-ul de 50 de euro când și prețul unui mentosan mucegăit ar fi prea mult pentru jocul ăsta. Acum, na, redundanță-l tot flegmez la foc continuu.
continuu, că toate review-urile internetului l-au scăldat în atâtea dejecții corporale, că nici Golden Shower-ul lui Mr. Proper nu l-ar mai putea face să puta fresh. Deci, cu maxim regret, arăt și eu dești un jos la micțiunea asta mioritică și trec mai departe înainte să sar singur în soba de teracotă. Ok, cazul să ne clătim cornea cu epicozități din rubrica Gaming. Nu, scratch that. Am zis că ne clătim cornea. Nu că o băgăm în blue screen cu alte VTF-uri din țara degustătorilor de Doberman. Și cum recent s-a încheiat magnificul Arcane al lui Riot, am zis că numai bine pot upgrada rubrica cu Gaming Movie Shows News. Holy mother fucking uncle sucking grandma feasting shit, cât de țapă nu a fost serialul ăsta. Da, știam încă din trailer că o să rupă retine prin animația One of a Kind, dar tot m-a lăsat cu mandibula în chiloți după numai primul episod. Pur și simplu m-o spart combinația între 3D cu 2D. Și oricât mi-aș interoga pura de lui interior cu făcălețul, nu țin minte să fi văzut desen atât de awesome ca Arcane, cu care studioul francez Fortiș clar o dat șpiț la Disney și Pixar de pe podiumul celor mai țapene studiori de animații. Pur și simplu nemaiginită atenția la detaliu, cromatica și contrastele, world building-ul, FFS, nici nu știu de unde să încep cu salivatul, că am câteva cisterne puse deoparte de când s-a încheiat episodul 9. Absolut fantastice mișcările hiperstilizate prin care cel mai mărunt gest vine cu o fluiditate ce ar face o Kama Sutra între Ratatouille și Buzz Lightyear să pară o poșteală de țigle Tetris. Clar se simt influențele anime, nu doar prin movement-ul exagerat la modul cel mai awesome, dar și jump cut-urile pe aceeași mișcare sau stilul abstract pe care o dă câteodată, fac din Arcane hands down cea mai arătoasă animație de pe orice canal de streaming. Excelent că nu merge pe 3D, decât la randarea personajelor blagoslovite cu atâtea umbre și culori hand drawn, cât să-l diferențieze de xeroxările CGI produse de Pixar pe bandă rulantă. Și 2D-ul folosit pe parte de setting, efecte, flăcări sau magii, m-a băgat în comă orgasmică prin efortul ce-o intrat în desenarea de mâna fiecărui frame. Clar pot pune în ramă orice cadru cu piltover-ul văzut de departe ce contrastează briciag cu Zaunu înnecat în mai multe cețuri și neoane ca un Untold de Blade Runner. Da, contrastul cocaina mea. Deci clar trebuie să laud alternarea între steampunk-ul luminos de piltover și cyberpunk-ul beznos de Zaun, ce dă animației atât un stil familiar cât și un aspect complet unic. I-aș putea lăuda pixelii până se pogoară Cristi din nori ca să o pună și el de un Netflix and chill. Dar trebuie să zăbălesc câteva vagoane și pe povestea surprinzător de matură pentru o premiză ce include personaje ca pechinezul lui Stephen Hawking, gușterul obez al lui RuPaul și whatever the fuck o fi bețișorul ăla de ureche patruped. Totuși vorbim de un serial inspirat dintr-un joc cu popândăi psihopați ce beșesc ciuperci în junglă sau pisici plutitoare muiate în prenadez. Deci l-aș fi iertat dacă venea cu o premiză mai light-hearted ca să nu bage preșcolarii în PTSD. But again, m-a surprins la modul cel mai miezos profunzimea povestii, cu mai multe nuanțe de gri ca parastasul lui Charlie Chaplin. Mult peste clasicul template cu good guy vs. bad guy, aici niciun villain, nu-i 100% villain, cel mai sauronic antagonist, are destule redeeming qualities cât să genereze simpatie și deciziile protagoniștilor rezultă în atâtea victime colaterale că te întreb constant who to root for. La așa roluri schimbătoare, cuplate cu motivațiile multilayered a personajelor, mă tot așteptam să-l văd pe George Martin în generic și înainte să mă bombardați cu fecale fermentate după ce am comparat Arcane cu Game of Thrones, hear me out, că-s chiar puține serialele ce merg pe așa complexitate în ce privește relația dintre protagoniști și nu țin privitorul de mână, punându-i pe tavă niște roluri prestabilite, lăsându-l pe el să decidă cu cine să țină. Exemplu perfect e așa zisul bad guy principal. Oricât de mișto scrise și vociferate Jinx sau Vi, clar personajul meu preferat îi Silco. Mi s-a părut că drive-ul lui e cel mai nobil în comparație cu ceilalți, e singurul ce nu recurge la niciun fel de compromis ca să-și atingă scopul și excelentă atitudinea stoică ce ascunde o empatie neașteptată la așa Tony Montana de Cyberpunk. Clar ajută și voice acting-ul absolut incredibil. Și chiar dacă n-avem nu știu ce oscarizați prin cast, m-o dublu spart talentul ce-o intrat în fiecare cuvântare sau câtă viață prind personajele cu cel mai mărunt fuck you. N-are sens să mă mai refer la Arcane ca animație, că de decenii n-am văzut serial atât de baștan. Dar ca să nu pară că mă plătește Riot pentru publicitate, deși n-aș zice niciodată pas la o prostituție de genul ca să-mi întrețin alcoolismul cronic, poate ar trebui să zic și ce hibe am găsit la serial. Nu-i cel mai ușor quest din multivers, dar pe alocuri mi s-a părut că soundtrack-ul cam face notă discordantă cu awesomeness-ul animației. Nu știu cât de mișto pușcă rap-ul pe șuțuiele atât de testosteronice, că l-ar face pe Kratos să își amaneteze hangerul. Sau modern pop music când vrea să ne arate cât îți de bombardieri zauniștii. But hey, rare sunt momentele în care muzica m-a scos din atmosferă și atunci când contează știe să fie destul de touching cât să se ridice la dramatismul situației.
ok, trebuie să finalizez undeva, că aș putea să o țin până în azilul de bătrâni cu laudere la adresa Arcane. În concluzie, clar un serial, musai de pus pe streaming. Chiar dacă crezi că LOL e numai ceva ce zici când afli cu Crăpat Iliescu, și ca să-i sărbătorim epicozitatea, avem un giveaway pentru toți junglerii de Netflix. Punem la bătaie 5 hoodies-uri Arcane, pentru care trebuie să dai numai un like la postarea din descriere și follow la Twitter-ul de Digital Crusade. Noi alegem random câștigătorii, celor mai țapene platoșe forjate din cânepa lui Snoop Dogg, și anunțăm săptămâna viitoare cine se alege cu șubele ăstea șmechere. Deci, show cu like, follow, poate și un subscribe dacă n-ai ce face cu șoarecul, și pune în bookmark Twitter-ul Digital Crusade for all the details and all the winners. Ok, înainte să-mi intre corzile vocale în comă după cel mai fanboy review de când fac Spacebar, timpul să beau o halbă de chillax cu știri de e-sports. Ce să fac? Încă mi-a mai rămas câteva laude în stoc la adresa lui Riot, deci trebuie să zic ceva și despre Valorant. Că dumnezeii tastaturii de la Fnatic i-au dominat pe Vision Strikers ca să se califice nou contest la Valorant Championship Playoffs. Și chiar dacă nu prea știu cu ce muftar de trecut să mănâncă jocul ăsta, până și un noob sinistru ca mine își dă seama din numai câteva frame-uri cât de OP îs boșii de la Fnatic. Oh my god, booster! Yep, nici în cel mai codat match de counter n-aș vedea așa farmare fabuloasă de fraguri. Și chiar dacă Fnatic o câștigat într-un final, match-ul a fost mai strâns ca anusul lui Chuck Norris cu un scor final de 13 și runde atât de adrenalinice că aproape auzi infarctul în fiecare cuvântare a comentatorilor. But it's Durka to greet him with a smile and already Doma the next one in line and the Berserker is looking good with a blade, but it's Durka putting on a show already. Oh my god. Deci, congrats Fnatic că la ce butonări mișto a înginit în numai secundele alea, clar o să rămân cu retina pe evoluția lor în toate play-off-urile viitoare. Rămânem în ograda lui Riot, că, na, la câte bunăciuni continuă să scoată la produs, imposibil să nu bag alte breaking news-uri din Summoner's Rift. G2 Esports în sfârșit o spart suspansul după ce a anunțat rosterul pregătit pentru 2022. Dincolo de binecunoscuții Jankos și Caps, una din cele mai baștane echipe europene se alege acum cu alt veteran în arta quadra kill-ului și anume Broken Blade, preluat de la Schalke 04. Dar e chiar mișto că dau ocazia și altor jucători mai mulți mai puțin cunoscuți să-și formeze reputația. Băgându-i în jeb pe Victor Flat Lirola ca ad carry și Rafael Targa Mascrabe ca suport. Nu înseamnă că dacă îți rookies o să fedeze la greu, că după două sezoane în Spanish Super Liga Mad Lions Madrid, Flake o dovedit că știe pe ce buton se apasă ultimata și după poposeală prin EU Masters, cred că și Targa Mas își merită cu brioșe locul în partiul lui G2. Deci, altă echipă ce merită urmărită, 24 din 24 dacă ești curios de evoluția noilor adiții. Ok, văd că nu un singurul celor propulsat pe Silco în topul celor mai memorabile personaje din Arcane. Acum, na, îți dai seama cât o salivat fanii la ciocușul cu bujie de T-1000 înfipt în orbită din moment ce Riot o simțit nevoia să afirme că nu o să apară în League of Legends. Ceva mod politicos de a zice, oh, bă, nu ne mai spamați cu DM-uri și poze cu mafiotul mi-o tatuat pe buci. Te-am auzit, Riot, nu-ți mai trimit selfie-uri anale? Deși la cât de mișto a fost scris, animat și vociferat personajul, mă număr și eu printre loliștii ce s-au întrebat în secunda în care s-a încheiat serialul, când o să pot face pentakill cu așa villain excelent. Da, na, cum Riot nu angajează mormoloci mahmuri și-o dat și ei seama cât o prins personajul și i-o rezervat un rol în Team Fight Tactics. Deci, chiar dacă n-am sărit încă cu click-ul pe spin-off-ul ăsta de LOL, clar o să pun mouse-ul pe el în secunda în care apare Silicon Roster. Dacă tot am zis episodul trecut că FC Barcelona vrea să sugă din portofelul gamingului competitiv, Amu, altă legendă a ringului, se pune pe knockout virtual. Și n-am pus poanta asta numai că am rămas în pană de laude după ce am epuizat dex-ul pe Arcane. Că Manny Pacquiao, expertul apărcaturilor și bossul mocăneștilor, vrea să formeze o echipă de e-sports. Încă nu se știe pe ce joacă să placeze perversa, dar cum în Southeast Asia Dota 2 rulează la greu, probabil o să vedem ceva direct în borneul lui Pac sau Juggernaut prin middle lane-ul lui Valve în viitorul apropiat. Cum am zis episodul trecut, cobor cozorocu în fața oricărui sportiv de școală veche ce vrea să pășească cu dreptul în secolul 21, deci și milioanele lui Pacquiao sunt binevenite ca să contribuie la evoluția constantă a e-sportului. Cum Hrușcă deja își ascute lerul ca să intre în spiritul Crăciunului, trebuie să facem și noi la fel. Dar în lipsa lerului inoxidabil, noi recurgem la the next best thing, deci dă-i să sune cu jocuri moca. Rămânem în igluul lui Sony. Vai cât o supanta asta, da, na, Crăciun, zăpadă, chestii. Trebuia să zic și eu ceva tematic ca să motivez de ce arăt în continuare mumu PC-ului și thumbs up PS-ului. Că dacă ești subscriber PlayStation Plus, Sony îți pregătește un Christmas Edition ce l-ar face pe moșu să-l eutanasieze pe Rudolf. De data asta avem 3 games for the price of none. Niște titluri legendare puse în sacul de mocaciuni pentru toți subscriberii serviciului ăsta. Primul Godfall Challenger Edition. Un ARPG chiar briciat prin gameplay-ul alert, setting-ul Science
Science Fantasy ce-ar da la Captain Planet erecție de 25 de carate, prin felul în care e separat între Earth, Air și Water, ca să nu mai zic de mecanicile mișto pe parte de inventory management și item upgrades. Al doilea titlu e LEGO DC Super Villains. Și cât am zăbălit până acum la orice producție cu plasticații mai galben ca pisoarul lui SpongeBob, cred că nu mai are sens să dau Yaman stocul de bile albe. Dar tot mi se pare nice că ăsta te pune în rol de Joker, Harley Quinn, plus alți villains ce garantează și mai multe level-up-uri la umorul oricum zălud din toate joacele LEGO. Grafica e pe cât de cartuniș pe atât de next gen, cu lighting efecturile briciag și anti-aliasing-ul excelent, gameplay-ul e destul de simplist cât să puște la preșcolari. Easy to learn but hard to master. Cât să aibă și butonatorii trecuți de majorat pe ce să-și fractureze joystick-ul, deci altă producție ce merge perfect în Christmas Edition-ul pus de Sony sub brad. Da, pentru mine, capul de afiș din trilogia asta titanică e Mortal Shell. Probabil cel mai țapăn Souls-like ce nu-i scos de From Software. Eu încă butonez căcatul viu din el, deci mă chiar mir că îndrăznit Sony să cocheteze cu falimentul, punând așa perle AAA 100% moca. Că Mortal Shell știe exact ce, cum și cât să fure din Dark Souls, cât să contureze un environment într-adevăr memorabil, fără să pară cea mai cancerigenică clonă, prin prospăciunile cu care încearcă să upgradeze genul. Uber fine felul în care posedezi hoituri de tank, mage sau DPS, până găsești rolul ce ți se potrivește cel mai bine, combat-ul pe cât de complex te aștepta la un joc produs de și pentru fanii Dark Souls, cu același stil de poveste, ce nu îți prezintă din primele frame-uri tot exposition-ul și te lasă să descoperi singur lore-ul în funcție de propria răbdare și curiozitate. Clar, trei joace care puse împreună. Valorează mai mult ca vibratorul spațial al lui Bezos, placat cu tot bling-ul lui Smaug, deci dacă ești subscriber PlayStation Plus, mus ai să pui la download Godfall Challenger Edition, LEGO DC Super Villains și Mortal Shell cât îți frig între 7 decembrie și 3 ianuarie. Și cu asta am dat quit la Spacebar, episodul 23, până la următorul vă zic GG, well played și spor la farmat fraguri.